Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Stone Block 2. Băi, aici, între episoade, am mai stat-o pe aici și mi-am pierdut timpul cu găinile. Am făcut până la urmă câteva și de ingoturi pentru a mă asigura, căci am cam tot ce trebuie. Am făcut Gold Chicken și Iron Chicken momentan. Probabil o să le facem pe toate, pentru că zic eu că mai bine să avem materiale destule, chiar dacă o să punem niște void upgrade-uri pe draurele de acolo. E mai bine să avem constant itemele de care avem nevoie și să nu așteptăm după ele. Ce am mai descoperit eu? Am descoperit că dacă punem câte 16 găini pe fiecare rooster de asta, procesul e mai rapid decât dacă am pune una singură. Ca să vă dau un exemplu, uitați cam cât de greu merge cu o găină de redstone, dar în momentul în care sunt 16, procesul este mai scurt. Am legat până la urmă crate-ul ăsta de... În ăsta vine itemele, în ăsta avem toți puii care i-am făcut până acum. L-am legat de Ender Chest, care Ender Chest-ul duce direct în sistemul nostru. Dar aici, în sistem, m-am asigurat eu că majoritatea... De fapt, toate draurele au băgat câteva upgrade-uri în el ca să nu se blocheze. A legat antibarelul în partea asta ca să scoată, pentru că din sistem, din ferma noastră de monștri vor ieși și armuri și toate astea și le va transmite automat în partea asta. Între episoade am pregătit eu acolo cămăruța noastră pentru văcuțe, în momentul în care o să începem, nimic foarte special, decât am pregătit o cameră așa să aranjăm frumos toate văcuțele care le vom avea. Și poate ați sesizat sau nu, dar episodul trecut am început direct cu câteva dintre găini și sistemul gata pregătit, deoarece am avut niște probleme cu calculatorul și am pierdut videoclipurile care, de fapt videoclipul în care am setat toate astea, a fost pe o pană recurent și s-a întâmplat să fie în timp ce înregistram eu, iar fișierul fiind MP4, care îl scoate programul care îl folosesc OBS, a fost corupt. Așa că a trebuit să reiau de la început o înregistrare și am continuat episodul din momentul în care am rămas. Bun, astăzi aveam de gând să începem cu Applied Logistics, pentru că am conectat toate astea la sistemul nostru de draure. Mai rămâne foarte puțin în partea asta, trebuie să mai găsesc o modalitate. Deci toate ingoturile care se procesează aici ajung direct în sistem și restul de iteme ajung în Ender Chest, dar problema e că mai am nevoie de un Ender Chest în care să sortez și aceste iteme, redstone-ul, glowstone-ul, bone meal-ul. Trebuie să găsesc o soluție. Momentan nu se prea aglomerează, așa că nu ne-ar strica, adică nu ne-ar deranja să-l lăsăm așa pentru moment. Acestul ăsta mai rămân doar câteva iteme care sunt nesortate. Ca de obicei, acest uranium încă nu-l sortez pentru că vreau să știu în momentul în care mă apuc de reactor să știu cam câte resurse am la dispoziție. O să-i găsesc și lui un loc în momentul în care terminăm cu Applied Logistics. Și pentru a intra în Applied Logistics, pentru ne ar fi ușor, pentru că avem deja aici acest futura bloc, aici ar putea lejer să intre ecranul, dar putem să mergem aici înăuntru spațiului nostru de sortare și să lăsăm
disk drive-ul și energy block-ul. Iar pentru asta, în primul și în primul rând, avem aceste 64KMI storage. Astea le-am câștigat de prin quest-uri, nu cred că mai avem altele. Mai avem totuși niște quest-uri de primit, ia să vedem ce mai primim din ele. Am primit un generator, Block of Insanium Essence și ce altceva. Mai e asta, mi se pare. Torch Launcher și mai trebuie să mai fie una, dar nu pot de la care. Arată că mai... asta de aici, de Diamond. Demonically Gargantuan Drum. Bă, ăsta o să fie, zic eu, cât de cât folositor. Insanium Essence, momentan nu suntem în Mystical Agriculture. Dar, dacă nu mă înșel, o să intrăm cât de curând în Mystical Agriculture. Da, ziceam de Emi Storage. Ia să vedem. Applied. Pentru asta, în primul și în primul rând, avem nevoie de niște inscriber. Inscriber care se fac destul de ușor. Să scoatem de aici ce nu ne mai trebuie. Ne trebuie niște inscriber, sigur. Ne trebuie Crystal Growth Accelerator. Bun. Emi Controller ne trebuie. Disk drive-ul mi se pare că îl avem deja pe aici, pe undeva, primit tot din quest-uri. Da, să le salvăm în inventarul nostru. Ce altceva mai am nevoie? Mai am nevoie de ecranul de craftare. Ia să vedem unde e, că nu-l văd. O să am nevoie să fac și silicon press-ul, logic press-ul și ce mai trebuie? Engineering press. Și calculation press. Astea toate trebuie făcute. Și crafting terminal ar trebui să-i zică, ia să vedem. Crafting terminal aici. Și asta ne va trebui. Ne va trebui un energy acceptor. Dacă nu mă înșel. Un pic să-l salvăm și pe ăsta. Pentru că unele iteme necesită niște Certus Quartz, care este făcut la acest Crystal Growth Accelerator. Nu sunt... da. Astea ar putea fi făcute și în Enrichment Chamber. Și merg făcute și în Crystal Growth Accelerator, dacă vrem. Pudră foată, tu mai de proces faster, da, pentru a face aceste flixid, flix crystal, pure flix crystal. Și ca să începem cu început, facem inscriberele. Avem niște flix crystal, dacă nu mă înșel, primit de pe la loot chest-uri. Bun. Ar trebui să avem și în partea asta niște pistoane. Ia să vedem unde sunt. Nu avem, nu cred. Hai că facem niște pistoane rapid. Nu avem nevoie decât de niște lemn și piatră, fier și redstone. Bun, mergem jos să luăm niște lemn. Va trebui să renunț și la chestia asta până la urmă și cred că asta o să facem acum. Unul la mână ăsta e full deja și doi la mână avem deja acel... Le lăsăm aici momentan. Avem acel... acea găinuță de lemn care ne produce destul de mult lemn. Momentan nu cred că am avea nevoie de chiar atât de mult. Facem niște plancuri. Facem niște pistoane normale. Nu ne-ar trebui cam cât, ia să vedem, ăsta. Calculation press. Nu mă interesează ce primim. Nu ne trebuie logic
circuit ne trebuie ăsta de silicon. Logic press-ul ne va da așa. Engineering press este pentru diamante. Și calculation press pentru... Da, bun. Perfect. Deci zic că 6 de astea ar fi destule. 6 pistoane. Niște slime avem pe aici pe sus, decât două bucăți. Trebuie să mai avem niște slime pe undeva. Dacă nu mă înșel. Dacă nu, avem aici. Luăm ăsta. Nu cred că mai avem prin chesturi pe nicăieri slime. Ne mi-l arată. Mi-l arată pentru că pe aici prin chest primit. Să vedem cât mai avem. 5 tonu ar fi destul. Va trebui să plantăm repede un slime sapling. Problema e că nu cred că mai avem foarte mult loc aici. O să iau un bonsai hopper de ăsta și o să-l punem aici sus. Și ne trebuie un chest. Și o să-l punem aici, frumos. Asta pe el. Slime și... Bun. Ținem cont că ne trebuie ceva slime în momentul de față. Mărim și noi procesul aici, repede. Bun. Inscriber. Ne trebuie sticky piston. Hai să mai facem două, că vreau să fac pentru fiecare câte unul. Pentru că la un moment dat o să le automatizăm și ne va trebui mai multe. Facem două sticky piston. Bun, perfect. Asta nu mai știu sigur. Le lăsăm aici momentan până le mutăm înăuntru. Nu mai știu sigur dacă au nevoie de energie electrică sau nu. Nu cred. Hai să vedem cum facem aceste presuri. Trebuie un induction smelter, parcă îi zice. Mi se pare că și avem unul câștigat pe la creituri, perfect. Unde e? E aici. Și am putea să-i... să aplicăm și un conversion kit, ia să vedem de care avem mai bun. Tot pe aici ar trebui să fie. Pe undeva, ia să vedem. Kit. Nu e. Știu sigur că le-am lăsat pe aici, pe undeva. Totdeauna când îmi trebuie ceva, nu găsesc pe nicăieri. Știu sigur că a picat dintr-un quest data trecută. Și am vrut noi să le... să ne upgradăm mașinările de acolo și până la urmă am renunțat. Problema e că nu mai știu exact pe unde le-am lăsat. Cred că sunt aici, nu sunt nici aici. Aici sunt niște draure. Asta ar putea și el să meargă jos să se umple de energie. Cred că știu ce am făcut cu ele. Cred că sunt aici în sistemul nostru de sortare. Ce sigur aici sunt. Asta nu signalul, nu avem două de signalul. Și ne va trebui totuși invar și electrum, dacă nu mă așa. Bun, până atunci punem asta aici. El nu prea are nevoie de așa multă energie, așa că putem să folosim niște spectre coil de astea. Momentan, până ne decidem exact unde ne vom pune toate toate mașinăriile noastre. Vedeți că avem nevoie de ăsta. Ăsta ar fi un certus quartz cu un bloc de invar. Invar avem aici.
9 bucăți și un Certus Quartz. Să vedem, asta e charge, asta e normal. Facem blocul nostru de inbar. Desactivăm asta. Și așa ar trebui să primim calculation presul, care ne l-a și pus, căci are output-ul automat în partea asta. Să-l dezactivăm. Bun. Tu ar trebui să mergi aici, dacă nu mă înșel. Ne va trebui engineering press, care este un bloc de invar și cu diamant. Hai să luăm noi, să facem mai multe blocuri, că mi se pare că și la... Da, ne-ar mai trebui unul și încă unul, doi, deci încă trei blocuri de invar. Și ne-ar trebui așa, un diamant, un gold ingot și un silicon. Diamantul e în partea asta. Silicon avem pe aici prin spate. Și luăm și un lingot de aur de aici. Perfect. Asta ar fi 1, 2, 3. Perfect. Le-am făcut pe astea, deși nu prea avem nevoie de ele, sincer, momentan, dar le-am făcut ca să le avem pe viitor. Pentru că nouă, momentan, ne trebuie doar acest EMI controller. O să avem nevoie de un engineering processor de asta, care s-ar obține destul de ușor. Ne trebuie diamant. Luăm un stack de diamante, niște redstone. Și acum să vedem care dintre ele conțin engineering. Pardon, asta trebuia sus. Tu ești logic press, silicon press, engineering press. Bun. Care era ordinea acum? Ia să ne uităm exact. Ordinea era sus. Engineering press. Asta n-are nevoie decât de niște diamante aici. Și cred că și energie. Ca să funcționeze, da. Ok. Da, nu știam că se pierd dacă le spargi cu mâna. Asta e. Măcar avem energie în fiecare. Asta, dacă nu mă înșel, la rândul lor merg utilizate să le faci Advancing Scriber, care cu chestia asta poți să le automatizezi. Acceptă mai multe iteme deodată. Momentan nu ne grăbim, căci avem ca prioritate să... Să ne facem EMI sistemul. Drop a flick seed, made a flick dust, așa înseamnă, dintr-o puddle of water. To make the process faster, așa. Aia ar fi una dintre metode. Al doua metodă ar fi să punem niște flick dust în enrichment chamber. Enrichment chamber care e destul de ușor de obținut. Și o altă metodă, pitogenic isolator, și ne-ar trebui un flick seed cu un glowstone dust și niște apă. Cred că o să mergem pe ideea de mecanism. Și ca să mergem pe ideea de mecanism, trebuie să facem în felul următor. În primul și în primul rând o să iau eu niște chesturi și o să le lăsăm aici. Și să ne punem toate itemele care le avem momentan din ME, din Applied Energistics. Asta să punem și asta la locul lui. Trebuie și el să se umple de energie. Și
cred că ar trebui să luăm niște osmium, niște fier, să facem un metalurgic infuser. Trebuie două cuptoare, avem cobblestone și pentru două cuptoare, niște redstone. Și asta ar fi metalurgic infuserul. Cred că până la urmă o să rulăm noi în partea asta cam toate mașinările, ținând cont că le avem pe astea deja puse aici. Ar merge destul de ușor. Venim direct cu cablu de energie de acolo din spate. Să mergem să luăm niște energie conduit. Trebuie și el să fie pe undeva pe aici. Uite aici. Perfect. Luăm și îl continuăm de aici, din partea asta. Punem metalurgic infuserul. Ne trebuie un enrichment chamber care are nevoie de basic control circuit. Deci pur și simplu punem niște redstone aici. Dăm niște osmium ingot, două bucăți, zic eu că ar fi de ajuns. Avem avantajul că avem acest acceleration wand. Asta m-a ajutat foarte, foarte mult și la găini. Deci, am spam cu el vreo 20 de minute. Îmi trebuie niște steel, ia să vedem, mai avem steel pe undeva pe aici. Întrebare, noi am făcut vreodată steel? Cred că nici n-am făcut niciodată steel. Da, am făcut. Și e datos decât două ingoturi aici. Rețetă. Cum am făcut noi stilul, că nu mai țin minte. Am făcut în alloy smelter, așa e? Așa e. Jos, dacă nu mă înșel, aveam și alloy smelterul. Pulverizatorul nostru. Le luăm și pe ăsta să le punem sus. Alloy smelterul ăsta ar că am trebuit și el upgradat, dar mai întâi să terminăm cu Applied Energy Sticks. Ups, că s-a blocat un pic. Punem alloy smelterul aici sus, că nu cred că ar avea nicio treabă. Aici în spate o să punem de fapt sus cred că punem pulverizatorul, pentru că lângă el o să vină enrichment chamber. Mergem să luăm niște cărbune și niște fier. Fier mi se pare că avem, ne trebuie niște cărbune. Le luăm de aici. Un stac de cărbune, ar trebui să mai avem pulverizat deja. Să facem niște oțel. Mă cam încurcă și lanternele alea, să vedem cum le reorganizăm. Dăm un pic de viteză aici. De fapt, nu stați așa, că avem deja. Cred că niște viteză aici ar merge să-i dăm. Că asta merge mai greu. Cât avem nevoie? 4 bucăți, nu? Să-l trimit automat? Da, super. Și ajunge cărbunele automat aici, în partea asta, până. Mai trebuie doar o bucată și pe aia lăsăm să-și facă treaba așa lent cum e el. Perfect. Niște sticlă, avem și sticlă, parcă. Să vedem, avem pe aici prin chest. N-avem în chest, dar avem sigur în draure. Să vedem aici prin spate pe undeva. Sticlă, 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 ar trebui să fie unde e nisipul. Bun, perfect. Pentru enrichment chamber ne trebuie un steel casing, perfect.
și niște iron. Și niște fier de aici, frumos. Asta ar fi enrichment chamber. Iar pentru asta am zis că ne trebuie flux dust, care poate fi flux crystal, care, dacă nu mă înșel, ar fi trebuit să avem pulverizat. Perfect. Pune și pe ăsta aici. Tu momentan oprește-te. În partea asta dezactivăm asta. Și punem în energie. Pardon, că primește și din partea de jos. Patru de astea avem nevoie. 3. Încă 1. 4. Perfect. Mai salvăm noi niște flux. Ne mai trebuie pur flux la ceva. Ne-ar mai trebui și flux dust. Deci e bine să-l lăsăm aici momentan. Ne întoarcem și craftăm acest EMI controller. Engineering processor, stați așa. Asta este silicon, să ne luăm și silicon. Avem pe aici de toate felurile, îl luăm pe ăsta. Îl punem în silicon press, mi se pare că e ăsta silicon press, da? Bun. Punem o parte aici. Uite tot timpul că nu merge pus mai mult de una. Iar pe tine... Engineering press. Deci ar trebui să te pun pe tine. Renunțăm la asta. Pe tine aici. Mai golim un pic din inventar. Deci asta nu-mi trebuie. Ala asta. Și redstone avem. Și redstone aici la mijloc. Bun, asta e unul. Hai să le facem pe amândouă. Perfect. Stone Sky, da, sau cum e zice. Sky Stone, da, block. E niște Sky Stone, care este Sky Stone Dust într-un de-asta cu lava. Sky Stone Dust avem aici. Mi se pare că ăsta încă mai, nu mai e funcțional aici? Nu mai. Unde l-am mutat eu? L-am mutat pe undeva? Că știu sigur că l-am folosit la ceva. Acel stone barrel. Ia să vedem pe unde l-aveam. Avem unul aici și mai avem unul și pe aici. Lasă momentan numai unul. Și unde-l punem? Îl punem aici. Facem repede și niște skystone block. 4 bucăți. Îl punem aici frumos la copt. Și cam asta ar fi EMI controller. Bun. Ne mai trebuie crafting terminal. Crafting terminal care este calculation press, care este pure Certus Quartz. Acesta e Certus Quartz. Ia să vedem. Mai avem pe aici prin inventar? N-avem. Certus Quartz. Mergem repede la pulverizatorul nostru. Punem la punem aici. Cu ăsta mergem repede la care dintre ele? Parcă la asta, să ne asigurăm noi. La calculation press. Logic, silicon,
calculation aici. De aici siliconul mai punem și în partea asta niște silicon l-am făcut. Și aici în ultimul punem ăsta, punem redstone, punem silicon. Care dintre ele e logic press-ul? Logic press, punem aici niște gold. Că știu că ne va trebui la crafting-ul ăsta. Illumination panel ar fi ușor de obținut. Illuminated, pardon. Nether quartz flakes, de asta avem. Certus quartz charge, pardon. Va merge tot, toate felurile. Și ne-ar mai trebui unul de ăsta de aur. Ce nu ne mai trebuie asta, nu ne mai trebuie că l-am făcut deja. Mai golim pe aici prin chesturi ce nu ne mai trebuie. Unde e silicon? Așa, asta aici. Asta e așa. Mai punem un silicon. Perfect. Punem asta, silicon, redstone. Și după aia mai facem unul repede. Perfect. Deci le avem și pe astea gata făcute. Ne va trebui niște Certus Quartz și niște Nether Quartz. Bun. Flix de asta avem. Ne va trebui niște de asta și mi se pare că și partner. Engineering. Măcar l-am făcut eu, că am făcut de calculation pe undeva. A, e aici. Nu vedeam. Formation core. Annihilation core. Nu eram sigur cum se numește. Illuminated panel, redstone, glowstone ne trebuie. Bun. Quartz glass avem. Iron mi se pare că mai avem și de la. Quartz glass avem aici. Să vedem, merge cu ăsta. Nu, trebuie quartz glass. Care este niște sticlă cu quartz. Sticlă și avem și quartz dust pe aici. Nu-l văd. Skystone, cred că ăsta nu m-a setat să-l sorteze. Trebuie și ăla să fie pe aici. Hai că luăm de-asta de aici. Ar fi trebuit să avem și de-asta pe undeva, dacă nu așa. Nu. Avem impresia că pică și el din sigur și nu știu de ce. Ce nu ne mai trebuie nouă? Ia să vedem. Asta momentan, asta și asta. Facem mai mult că o să ne trebuiască și la căblăraie. Illuminated panel 3 ajung. Un crafting table. Pe unde e tot lemnul lăsat? Aici. Logic processor de ăsta nu mai avem, uite, mai facem una. Momentan lăsăm ăsta aici. Astea toate aici, că sunt din aceleași moduri. Bun. Tu silicon mai, nu mai facem și unul de silicon rapid. Văd că nu are niciun efect ăsta. Și aici astea toate așa.
avem nevoie, deci de ăsta, Illuminated Panel 1 și cât un cort din fiecare. Bun, am luat Illuminated Panel, am luat. Bun, și ca să facem crafting terminal, ne trebuie calculation press și un... Avem calculation press pe aici, îl avem. Procesor, pardon. Și am făcut asta. Și acum ne trebuie cable. Ia să vedem de care putem să obținem. Las cable white. Nu, ne trebuie normal. Quartz fiber. Quartz powder. Asta de aici. Nu ar trebui multe, căci o să stea aici aproape. Și niște flex crystal, merge cu de-asta simplu, cred. Perfect. Hai să le punem la... le punem pe aici. Bun. Tu ar trebui să stai într-o parte, tu într-o parte, voi două iasă un cablu, ne întoarcem pe partea asta la altă și ne punem, pardon, aici, ba nu, e puțin greșită. Mai încercăm o dată. Cablu acolo, cablu aici. Bun. Mama, acum mă enervează ăla acolo. Și ar trebui să avem și cable facade ăsta. Cum îl obținem? Orice bloc, deci noi folosim Futura bloc. Cable anchor care este, ia să vedem ce ne trebuie, ne trebuie niște certus quartz normal, bețe, ia să vedem de unde luăm niște bețe de aici, facem, asta. Astea. Și acum dacă luăm noi un Futura bloc și punem niște cable anchor așa, primim cable facade. Și dacă îl punem frumos aici, bă. Punem asta și asta așa, punem cable facade așa și după aia emit terminalul. Perfect! Și arată cât de cât frumușel. Bun, avem aceste EMI driveri, EMI storage component, pardon. Ia să mai punem din ceea ce nu ne trebuie pe aici. Și ele vin combinate cu niște quartz glass cu redstone și astea pentru a face storage cell. Avem quartz glass, cred că aici. Redstone, iron, avem. Să facem aici driverele. Acum putem să mergem înăuntru să le punem aici. Da, să vedem, ne arată ceva. Asta ar trebui să fie... A, nu are energie. Pentru energie m-am gândit eu că cel mai bine și cel mai bine este să folosim aceste Spectre Coil. Pentru că chiar dacă avem noi sursa noastră de energie aici, ea se poate întrerupe, poate avea ceva buguri, așa, ăsta va produce
Energie constantă și ne va ține sistemul chiar dacă ne va pica energia electrică. Eu cred că e cel mai convenabil așa. Tot ok. Perfect. Aici e prioritate. Bun. Primul și în primul rând. Mâncăm ceva repede. Să începem să ne aruncăm itemele pe aici, ce nu ne trebuie. Asta îl luăm înapoi. Golim de aici tot ceea ce avem deja pe acolo pus. Ce nu ne trebuie aruncăm. Astea sunt prea multe. Frame stairs nu ne mai trebuie. Asta nu ne mai trebuie. N-are rost să le ținem pe aici prin sistemul nostru degeaba. Torțe, da, gas tier, da, gold nugget, paper, dimensional shard, end of flame, astea le lăsăm pe aici. Asta le aruncăm și pe ele. De aici ia să vedem ce nu ne trebuie. Nu ne trebuie astea, astea, astea. Ba, de fapt, să le păstrăm, dacă nu mă înșel. Reinforced obsidian păstrăm, carte păstrăm. Asta le aruncăm. Asta le păstrăm și pe ele. Pentru că nu știm când o să avem nevoie. Asta ar fi una dintre creituri, unul dintre creituri. Asta cred că merg toate băgate pe aici. În afară de asta că nu ne trebuie. Astea se obțin foarte ușor și nu are rost să ocupe loc degeaba. De aici nu ne trebuie ciocanul. Parcă avem frame stairs înăuntru. Nu, l-am aruncat. Restul le punem pe aici frumos. Armurile în partea asta. Cred că o să-mi iau un creș. Ia să vedem dacă am noroc. Data trecută mi-am luat creș făcând chestia asta. Și am uitat acum. Nu știu din ce cauză când pun iteme înăuntru un barrel-ul ăla de la Jabba îmi iau creș. Mai aici power de anvil. Ia să reparăm noi parte pickaxe-ul ăsta. Lăsăm aici la reparat. Așa. Asta o lăsăm în bară. Asta înăuntru, înăuntru. Astea înăuntru. Ciocanelul ăsta îl aruncăm și pe el. Astea le lăsăm momentan. Păi piatră și cobblestone. Și dirt. Ia să le găsesc și astura un loc pe aici, prin sistemul nostru. Facem un drawer special pentru ele. Dirt. Iar acum dacă nu mă înșel, uite și gravel-ul, ba nu, gravel-ul nu are rost să stea acolo. Luăm cobblestone-ul ăsta tot. Avem sand. Ba nu, ăsta-i snad. Smooth stone pe aici. Să le băgăm în sistem. În drawer acolo. Nu știu ce să fac, să pun și stone slaburi, are vreun rost? Nu cred. Mere, ia să vedem pe unde putem pune și merele astea.
de aici, zic eu că e bine. Hai să punem și stone slab-urile aici. Că și probabil o să folosim și la crafting-uri. Astea din mystical agriculture, astea da, astea da. Asta, chesturi, cobblestone generator, astea merg și ele în sistem. Fuse quartz și astea și water candle sprinkle-ul. Să-l adunăm și vedem ce ce merg băgate în draure, ce nu, direct în sistem. Nu prea pot să mă plâng de deloc, cam de spațiu, pardon, cam deja alea de 64, 4 dintre ele nu cred că s-ar umple nici pe jumate, unul dintre ele cu tot ce am pus aici. Stați așa, hammerul ăla nu prea are ce căuta. Nici ăsta. Unde e? Nici ăsta. Căci nu le vom mai folosi. Haybale o să intre înăuntru, wack planks-uri, astea o să meargă înăuntru. Astea nu, de fapt. Ia să vedem din partea asta, flux, astea o să meargă înăuntru, astea toate. Ia să vedem. Alea toate merg acolo în sistem și restul în drive-uri și astea și astea. Frame drawer, glowstone, bețe, torch launcher, astea toate în sistem. Cuptoare, gastier, flint, diamond, ăsta, blaze. Asta nu. Bun, ce ne trebuie nou acum din, ia să vedem, sort by numbers of items, JSON-chronized, terminal style, asta așa. Deci din applied, ne trebuie external export bus, fluid export. Măi, cum îi zicea? Exact. Export bus, fluid export bus. Nu ne trebuie external storage. Storage monitor. Pe unde este pus? Ar fi trebuit să fie și el pe aici. Storage bus? Asta o fi. Hai să încercăm pe ăsta, deși nu sunt 100% sigur. Știu sigur că zicea normal external storage, dar e posibil să-i fi schimbat numele. Ce-mi trebuie? Îmi trebuie astea două de aici. Corect. Pentru MI interface. Niște sticlă.
Care e tot pe aici? Ba nu. Unde e sticla toată acum? Da, știu unde e sticla toată, e în spate. E aici sticlă. Și niște fier. Bun. Iar ăsta vine combinat cu niște pistoane. Pistoane care probabil nici nu le avem pe aici. Să luăm niște redstone și niște cobblestone. Pardon, ăsta-i smooth stone. Și facem niște pistoane. 1, 2. Dintre care unul mi se pare că este sticky piston, corect? Da. Bun. Storage bus. Iar ăsta ar veni conectat așa, acolo. Iar acum ne apare tot ce ținem noi în asta, îi dăm prioritate mai mare. Dăm prioritate 110. Deci, tot ce punem noi acum aici, întâi o să caute spațiu să intre în draurile noastre, dacă nu are loc, îl pune în sistem. Corect, corect. Și deja putem să vedem că avem itemele noastre care în continuare cresc. Ăsta merge și el destul de bine. Și ce ar mai urma de făcut ar fi în felul următor. Ia să facem noi încă un Ender Chest. Perfect, luăm niște ink. Îl colorăm așa. Iar de aici luăm niște translocators și niște glowstone. Glowstone dust, perfect. Stați așa. Nu știu sigur dacă avem sau nu. Seeds nu avem, dar avem wheat-ul deja setat aici, deci cel mai și cel mai bine este să venim aici. Asta momentan e oprit complet pentru că mi-era frică de spațiu, că nu am spațiu. Punem așa, pardon. Punem așa, un translocator aici, unul aici, unul acolo. Punem să împingă itemele, dar stați un pic. Deci toate în momentul ăsta ajung în chest. Dar întâi semințele, căci nu au loc, trebuie să mergem să le găsim și lor un loc șor. Înainte de toate. Bun. Semințele, zic eu că ar da bine. Ia să vedem pe unde. În partea asta, ia să vedem. Acolo. Și în momentul ăsta avem în sistemul nostru de sortare și semințe și cam tot ce producem aici. Singurul lucru care rămâne să facem rost este obsidian. Și ia să vedem cum putem face noi ușor rost ușor de obsidian. Obsidianul plică din loot chest-uri sau igneous extruder. Asta folosind apă și lavă, face obsidian. Craftul e destul de simplu.
Am putea face un pui de obsidian, dar m-am uitat și pare destul de complicată breeding-ul și nu cred că se merită, ținând cont că... Așa că acest Igneous Extruder s-ar putea să fie cea mai bună variantă. Are un craft ușor. Bun. Pardon, mai trebuia una. Două roși de astea. Două roși de cuplu. Redstone Reception Coil. O rotiță de asta de tin. Parcă crafting-urile devin din ce în ce mai ușoare în momentul de față, când avem EMI sistemul, imediat merge treaba. Și asta facem noi roșii de Ender Tank. Și asta ar trebui ușor. Un craft destul de ușor. Nu ne trebuie momentan numai pentru lavă. Și ne trebuie un sink. Bun. Teracotta ne trebuie clay, ia să vedem. 5 bucăți de clay prăjite. Și ce altceva, o găleată de apă. Pe unde avem noi apa, o avem în partea asta, corect? Corect. Căutare pe de sink. Lipsește asta. Bun. Și acum vedem un fluid conduit. De fapt avem fluid ductul ăsta. Cred că e perfect. La ce ne trebuie nou? În primul și în primul rând punem Igneous ăsta extruder, uite, îl punem aici în ideea în care jos o să aibă auto-exportul, că ne interesează obsidian, bun. De fapt ar fi fost, da, era mai bine să fi fost jos exportul, pentru că putea să-l trimită direct în sistem, dar n-am unde pune, unde lega tankurile alea. Și acum o să facem în felul următor. Pe aici, frumos, mergem și luăm niște energy conduit și niște item conduit. Luăm și pe ăsta și pe ăsta. Perfect. Mergem și le punem aici, le conectăm și pe ele. Tu ar trebui aici. Tu aici. Corect, corect. Iar acum. Un sink ar veni de acolo din. Stați așa. Aici din spate. Nu putea să-i vină. Uitați un pic să, înainte să dezactivăm noi toate porțile. Pardon. Partea asta. Și tu ar trebui să ai în partea de sus apă odată. Corect? Corect. În partea asta să vedem unde am putea noi să spunem tankul de lava. Unde am putea noi să-l punem? Am putea să-l legăm aici, da. Cred că conducta. Da, corect. Acum a rămas apă înăuntru, așa e, așa e. Oricum avem de gând să-i schimbăm culoarea. Ideea era cum să facem noi să nu arate urât.
cred că știu, punem asta aici și punem asta așa. În partea asta o să avem extract. Ia să mergem să luăm niște culoare roșie, zic eu. Căci este lavă. Avem ceva? Avem niște rose red. Niște bone meal. Și mergem frumos jos la Atomic Reconstructor. Și facem și pe ăsta niște rose red. Perfect. Punem și pe ăsta momentan aici. Roșu, roșu, roșu. 1, 2, unde e restul? Ups. Acum am observat că nu avem decât 5. Așa mă. Roșu, roșu, roșu. Și știm că roșu este pentru lavă. Acum mergem la sursa noastră de lavă. Unde am putea pune chiar acest drum. Sau să... Hai să facem noi un drum de asta. Parcă ăsta mi se pare prea mult. Asta menține o cantitate mult prea mare de lavă. Noi nu știu câtă o să producem. Nu cred că ne trebuie extrem de mult. Facem așa și îl facem reinforced. Niște plăcuțe de aur. Perfect. Mergem jos. Și înlocuim ăsta cu drumul ăsta. Perfect. Iar undeva aici. Să vedem. Uite aici. Punem și asta, asta se umple încetișor și el cu lavă. Probabil sus e gata, umplu și acolo. Să vedem cum stă situația. 62 din 63, 62 din 63. Ce am umplut două de astea? Am umplut două de astea, mă, uite-le. Și am zis că poate niciunul nu-i umplut. Dar bine, diferite iteme, știi, de-aia. Bun. Și tu ar trebui acum pe partea asta să primești și lava. Nu? Ce ești pe aici, nor? Ups. Asta e modul de golire, ia să vedem. Da. În momentul ăsta a început să-și primească lava și... Și produce obsidian. Noi asta cam avem nevoie de obsidian destul de mult. Și ideea ar fi în felul următor. Ia să vedem ce mai... Spargem un pic pe aici prin spate și ar veni în felul următor. Un item conduit, conectăm acolo și dăm un extract always activ și îl ducem prin spate aici în partea asta și dăm insert. Acum tot obsidianul care se produce prin spate va fi golit în sistemul nostru. Asta momentan nu ne-ar trebui pentru altceva în afară de obsidian, deci n-are rost să ne complicăm cu el. Punem asta înapoi. Asta înapoi.
Trebuie să ne ocupăm și de acel painting machine noi, căci chiar începe să arate destul de deranjantă situația aici. Se văd toate căblăraile. Și să luăm și alui smelterul ăsta. Să-l upgradăm și pe el, căci avem acces la toate itemele. Tu te miști ok. Punem asta aici înapoi. Și facem așa. Alui smelter, ia să vedem. Simple, ăsta, alui smelterul ăsta. Trebuie dark steel nuggets. Nu avem. Dark steel se obține din lui transposer, cow results. Mult în obsidian cu mult în steel. Bă, cred că pentru asta... Da, cel mai probabil de asta ne ocupăm episodul viitor când vom face văcuțele. Pentru că avem avem un plan să ne apucăm de acele văcuțe. Uite, astea sunt șmechere și astea le-am căutat eu pe Enigmatica și nu erau, din nefericire. Ce altceva vreau să fac? Painting. Painting machine, ia să vedem asta ce-mi trebuie. Electrical steel am. Asta aș avea rost. Să fac două de astea. Uite, de asta nu prea. Cred că... Asta ce e? Organic grade dye. Hai să facem pe asta. Măcar unul dintre ele, dacă nu pe amândouă. Simple machine. Pam pam. Niște iron bars. Așa. Și ne trebuie aceste industrial dye blend. Bă, o metodă mai rapidă să-l obții, nu e? Da. Cred că de aici, în afară de certul scor ăsta, cruș lapis lazuli, avem organic black dye. Ia să vedem asta cum se obține. Coal cu pink slime. Luăm al lui, ne luăm al lui smelterul înapoi. Dăm crushed. Asta e black quartz. Slime. Avem slime. Coal, că nu știu sigur dacă l-am lăsat acolo pe tot la pulverizat. Avem certul scoarță în partea asta. Ia să mergem noi să facem crafturile astea repede. Bun. Deci asta cu slime. Ar veni unul dintre culoare, da? Black dye-ul ăsta. Și green dye-ul ar veni Floral green, green artificial cactus green, green pigment. Cactus green mi se pare că se poate obține asta. Până așteptăm noi în partea asta. Să luăm niște bone meal. Se pare că cactus green îl obțineam și în Atomic Reconstructor. Să luăm niște apă, să apă, pardon, mere. Niște bone meal. Sunt sigur că pică și cactus green de aici. Încă o dată, rose red, cactus green, perfect. Și am zis că trebuie cactus green cu ce? Tot cu slime, nu? Da.
Mai luăm din chestul ăsta niște slime, că avem destul. Organic black dye, slime și cactus green. N-are destul sau e blocat procesul? Ah, trebuie invers. Vreo mișcare? Și cu... Nu știam de ce nu pornește. Așa, mă. De asta cât trebuie. Două bucăți. Bun. Ia să vedem dacă avem destul. Avem. Nu? Lapis lazuli. Am și niște de asta. Să-l pulverizăm și pe el. Mai facem și de asta black, în țără. Tu te miști bine, te miști bine. Hai să lăsăm și lapisul acolo, mai luăm și pe ăsta căci ne-ar mai trebui niște organic de ăsta, industrial dye blend. Mai și tu nu mergi? Că ar trebui să mergi. Ce e ăsta? Nether quartz. Ce mai avem doar? 45. Trebuie să ne ocupăm și de o glină de asta de nether quartz. Dar parcă am făcut. Cred că n-am... Nu l-am terminat pe toate. De ce nu vrei? Ai crusher-ul? Am un pulverizator atunci. Da. Așteptăm să se facă și ăsta repede aici. Patru bucățele. Și după ar trebui să ne ocupăm de... Să facem niște conduit binder de la... Facem conduit facade-uri după aia și în sfârșit am încântat crafting-ul pentru niște pudră de asta. Luăm simple machine case-ul, mergem aici, punem așa cu ăsta. Cred că nu mai e nicio sursă de energie, nu? Mă gândeam. Dar măcar să reziste momentan. Perfect. Și acum painting machine. Perfect. Și să vedem niște binder cum poți să ai dacă facem rost. Perfect. Gravel. Merge și lua și niște gravel, că sunt sigur că avem o grămadă de gravel pe aici. Să verificăm cum stă situația pe aici, căci mai devreme am găsit niște gravel aici în ăsta și nu știu de unde a venit mai exact. Din ce... De ce s-a terminat, de ce s-a oprit de siftuit de dust-ul și a luat gravel, nu știu. Rețetă. Să-mi iau țără să mă obișnuiesc cu ăsta. Bun.
Asta și acceleration wand. Bun. Și cărbune. Umplem pasta de cărbune, asta conduit binder. Dăm un pic de viteză. Perfect. Punem pe asta în sistem. Asta îl facem așa. Scoatem câteva. Luăm de la X-Stones niște de asta negru și ar trebui să avem și zoia. Uitați, au niște conducte de energie. Să vedem pe unde mai putem să le punem ea. Uite, am putea să pun aici. Căci nu are nevoie să fie legat la nimic. Se configure I.O. Nu, așa. Îți trebuie o diodă. Punem și o diodă. Ia să vedem de care avem pe aici prin chest. Uite, spunem double raid. Că nu cred că îți trebuie ție octadit. Octadicu. Și bam. Punem cu zid. Câte ne-ar trebui? Ne-ar trebui una, două. O bucăță. Facem două bucăți aici rapid. Și le punem așa frumos. Una aici, una aici. Perfect. Și ne-ar trebui de astea albe. Două, patru, șase, 12 odată. Dacă nu mă înșel. Da, 12. Sunt 3 de alea acolo și la fiecare lipsește. Lipsesc câte două blocuri, pardon. Una, două. Una, două. Una, două. Pam, 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 pam. Pam, pam, perfect. Și uite, arată și baza mea, bază normală acum. Deci nici nu vroiam altceva să realizez în acest episod. Și ce mai urmează să facem este să facem și de la thermal. Ups. Am o problemă cu tu când îl apăs. Iar la termal ar trebui și aici să fie niște, și anume, feluri de Enderios. Am cam intrat în Ender I.O. Structural duct astea. Bun. Și astea vin făcute odată cu niște ziți de asta și ne dă niște facade-uri de astea. Asta nu avem nevoie decât să acoperim în partea asta. Un aici și un aici. Perfect. Ar mai trebui să rezolvăm și problema asta a spațiului pe aici. Bun, pe ăsta momentan îl mai lăsăm așa, căci probabil o să renunț eu la toată
chestia asta în momentul în care termin cu băcuțele și cu puii, căci din acel moment nu cred că o să mai avem nevoie, căci redstone o să tot facem de la pui, lingouri o să facem tot de la pui, deci nu cred că o să mai avem nevoie foarte mult de acele autosivuri. Mă gândesc dacă mai trebuie ceva din ce avem pe acolo. Băi, în partea asta s-au cam terminat șmecheriile. Ia să vedem, tu ce ai făcut? Netherwart. De ce te-ai oprit? Am terminat cu ele? Da. Soul Sand, Netherwart. Ăsta, tu n-ar trebui să dai quartz. Tu ce dropezi? Netherwart. Ar trebui să am și quartz, ce când pe aici, da, așa. Și tu singur că am făcut. Nether quartz, ce că. Avem 6 odată. Și cred că... Clay chicken, gold, flint, iron, glowstone, snowball, soul sand, glass, redstone, sand. Tu chiar n-am făcut astea deloc? Ce mi arată? Sunt... aici, mă. Aici? Sunt enderpearl. Voi continuați în continuare aici problema. De diamond s-a ajuns la 90, parcă ăsta le-am oprit, dar avem diamond chicken. Deci deja nici nu mai știu ce a fost pe aici. Slime s-a ajuns aproape la 10-10. Aici n-a fost nimic. Aici am avut gunpowder și l-am oprit. Nether quartz. Hai să-i punem pe ăștia așa. Și avem nevoie și de un nether quartz chicken. Căci cam rămânem fără quartz. Văd că merge destul de rapid treaba. Bun, avem de primit questurile înainte să închidem episodul. 4 la număr, cred. Da. Ia să vedem. Primul quest care l-am făcut ne dă așa. Garden Cloche. Bunicel. Block of Insane Essence. Deja avem 2. Cobblestone Generator. Și un drum de ăsta. Gargantuan sau Gargatuan. În fine, încă unul de ăsta. Perfect. Nu știu dacă o să avem neapărat ce face cu el. Dar de ce nu? Cel mai mult mă interesează Insane Essence pentru că, dacă nu mă înșel, la asta avem nevoie de Supremium Essence. Și noi dacă avem Insane, am putea face Supremium. Ne trebuie un Nether Star. Să vedem cum o să facem rost de un Nether Star. Asta nu pică de pe nicăieri. Aia e singura bumă. O să trebuiască să ne batem cu un Wither. Dar asta într-un episod viitor. Să punem și ăsta aici și mi-am adus aminte că s-ar putea să mai fi făcut și Legendary Loot Crate. Pam! Growth Crystal, Dislocator și Block of Terrasteel. Frumos, dar nu prea. Dislocatorul ăsta... am un fel de două feluri. Nu e că-mi trebuie, dar nu e că nu l-aș folosi dacă l-am. Băi, cam atât pentru episodul de astăzi. Mulțumesc mult că m-ați urmărit. Sper că v-a plăcut. Am făcut destul de multe, sincer. Am făcut emisistemul, ne-am făcut noi pe aici automatizare de obsidian. Am mai rezolvat la bază. Am acoperit toate țevile alea care erau destul de urât, dădeau destul de urât. Ce mai rămâne de făcut este să ne apucăm de văcuțe în episodul viitor. Dacă v-a plăcut episodul, dați voi acolo un like, un subscribe dacă nu cer prea multe. Revenim cu un nou episod din Enigmatica cât de curând. Să aveți o zi faină. Pa, pa!